Hello! Pentru astăzi m-am gândit să vă arăt cam ce înseamnă machiajul meu de zi cu zi, pentru că s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă de timp și trebuie să recunosc că a devenit tot mai minimalist pe zi ce trece, însă nu știu cum se face, dar mă simt tot mai comod cu asta și parcă îmi place mai mult așa, îmi place să fiu machiată cât mai simplu și să păstrez machiajele elaborate pentru ocazii mai speciale. Și adevărul e că dimineața timpul e cam limitat și nu am timp să-mi fac tot felul de umbre pe la ochi. Poate că uneori mi-aș dori, însă nu pot să zic că sufăr prea tare și chiar sunt mulțumită cu machiajul la care am ajuns eu în viața mea de zi cu zi. De obicei îmi place să pun accent pe rujuri cât mai intense și chiar și foarte închise acum pentru că este toamnă. Îmi plac rujurile roșii, rujurile vișinii și tot felul, mov închis, chiar. Însă ochii rămân aproape tot timpul foarte minimalist machiați și dacă m-aș fi auzit acum 3 ani, probabil aș fi rămas șocată, dar asta e situația și chiar sunt foarte mulțumită cu ea și nu am absolut nicio treabă. Aș putea să merg la lucru și nemachiată, însă nu o fac pentru că nu știu, îmi place să mă aranjez. Sper să vă ajute cu ceva acest clip și eu zic că va fi util pentru că astfel veți putea vedea ce produse folosesc eu în viața mea de zi cu zi, pentru că acestea sunt produsele pe care chiar le folosesc intens și da, cam atât. Vă invit să urmăriți tutorialul meu de machiaj.
the bad things, and now you're spinning around, smiling.